100 din locomotivele aflate în exploatare la CFR Marfă au reviziile expirate și asta poate duce permanent la accidente feroviare foarte grave. Ei, n-a fost până acum, așa că nu ne facem mari probleme, ne mai sperie ăștia, pentru că vin alegerile și e normal să fim destul de... Nu se știe niciodată, eu zic speriați. să fim destul de precauți. Să fim, dar precauți. Nu prea ai cum, știi, până la urmă. Am să circulăm cu altceva. Cu autobuzul care s-a făcut, s-a răsturnat și au fost cu 30 avion, de răniți. Cu avionul ne care... cumpărăm avioane. A, da, asta da. Ne cumpărăm avioane asta și da. Circulăm. Uite că tot săracul Dinu Patriciu s-a săvârșit acum și cred că i s-a eliberat din flota lui de avioane. 1-2 și pentru tine zic. Mi se pare absolut firesc să te gândești la avion. Inginerul care a proiectat magistrala albastră s-a stins din viață. Am vorbit despre asta, da, dar acum este un reportaj. E un reportaj despre acest domn Chiriaca Vădane, inginer care a proiectat canalul Dunăre-Marea Neagră. Vorbesc și acum despre el pentru că mă gândesc că mulți dintre voi, poate că cine știe cum ați avut legătură cu canalul și ați auzit sau știți poveștile. Au fost la ACN ieri fel de fel de evenimente, l-au comemorat pe domnul care a construit acel canal, a proiectat acel canal. A făcut, a terminat liceul la Iași și facultatea la Timișoara și acum la 87 de ani a fost înmormântat la cimitirul din cartierul Dămăroaia. Ni se spune despre domnia sa că nu a avut concediu în ultimii 30 de ani în care a muncit acolo, bănuiesc. Asta înseamnă să te dedici muncii tale, nu așa cum se întâmplă în cazul tinerilor din ziua de astăzi. Bravo, mi-a aruncat pisica, nu pisica. Chiriaca Vădanei, inginerii tineri nu vor ajunge niciodată ca el, pentru că nu au vrut să învețe nimic de la acest mare specialist al nostru. Bă, foarte pentru tare. Că erau preocupați să stea pe Facebook, da. Să citească ceau. Să citească ceau, cum făceai tu, da, mai devreme. Da, deci aveau alte și alte preocupări. Premierul Victor Ponta nu mai riscă a treia suspendare, sancționat de liderii europeni pentru suspendarea președintelui din 2012. Primul ministru nu mai este dispus să intre într-un război politic de o asemenea anvergură. Suspendarea presupune o procedură constituțională și niște implicații interne și internaționale, spune de data aceasta Victor Ponta. Am mesaje de la ascultătorii noștri care sunt mai șmecheri decât Cristoiu și mai zi un analist, nu știu, la un loc, nu mai știu care. Da. Așa, și CTP-ul? CTP-ul. Pentru că ai noștri comentează mult mai frumos și mai clar, zice, ca să fii președinte trebuie cojones, am văzut-o pe Nuția seară pe TVR1 și nu inspiră încredere, zice Marcel. Da, nu inspiră. Face audiențe, știi, cam asta. Udrea prezident, Băsescu premier și fug cei de la antene, zice Cică, da. Da, o să facă emisiunea în piață. Dacă... Nu, asta e o bășcălie mediatică de care ei profită și mi se pare absolut să fie așa. Pentru a mai face niște bănuți. Da, avea din ce în ce mai mulți bănuți. Asta este vorba, fabrică de ciocolată transformată în hotel și supermarket. Cum sună asta? Mi se pare normal. Dacă nu mai facem un supermarket, degeaba mai trăim în această zi dedicată supermarketurilor. Mă mir că aud de hotel. Fosta fabrică Cibo. Ia uite, știam de Cibo. Da. Din centrul Brașovului. Era. Nu, n-are nicio legătură. Cibo Cibo. Făceau bomboane. Bomboanele alea mici. Alea mici. Le știi? Era o cutie de plastic, bomboane foarte mici. Nu. Care dacă te inspirai greșit, te necai, te lua cu smurdul. Era. Nu. Erau niște bomboane. Ai avut. Dar numai că nu, acum, recent, se mai găseau. Nu, cibo, mici. Cât o gămălie, colorate. Bonibon. Nu știi? Cibo, da. O fabrică din centrul Brașovului, prima fabrică de ciocolată din Transilvania, va fi pusă la pământ, bravo, după ce a fost cumpărată de Lidl, în locul ei vor răsări un supermarket și un hotel modern. Bine, până la urmă, dezvoltarea, na, își are prețul ei. Măcar hotelul ăla produce, da, nu e, mă, nu, din nou, e ok, sunt servicii. Comerț și servicii, dar de producție nimic. Practic se omoară o chestie. Și de unde producea. Luăm bani ca să plătim pentru acele servicii, da? De se închid fabrici, se închid fel de fel de societăți. De unde luăm noi bănuți pentru a merge la hotel și pentru a merge la supermarket? De la... Da? De unde luăm? De la celălalt supermarket, nu, da? Nu, ne apucăm. Deci ne angajăm la un supermarket și după aia mergem la celălalt să ne facem cumpărăturile. Da, vorba ta. Da? Deci ca să avem un pic de diversitate. Salariu de la... Da.
2,1 milioane de euro a plătit Lidl România pentru fabrica de ciocolată din Brașov. Bine, ei n-au luat fabrica, nici clădirile măcar, au luat pământul. A fost o afacere 100% imobiliară, evident că știau că vor despre construi acolo. Ce este vorba. Da. Avem și un actor foarte cunoscut, foarte iubit, în formă, care dorește să filmeze în România. Cine? Jackie Chan. Ajuns la 60 de ani, actorul chinez spune că muncește aproape 20 de ore în fiecare zi și spune că regretă că a petrecut atât de puțin timp cu familia.